Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Față în Față. Alături de mine în studio se află o îndrăgită actriță, făgărășancă, Firotea Varga. Vom începe emisiunea cu un recital, cu un moment artistic și pe urmă vom discuta mai multe lucruri. Bună ziua, bine ați Bună ziua venit! și bine v-am găsit. Atunci, în primul rând, vă mulțumesc de invitație și că m-ați acceptat printre dumneavoastră, între colegii dumneavoastră și împreună cu publicul dumneavoastră. Noi vă mulțumim că ați venit. Așa cum am spus, o să-mi rog colegii să ne și ajute puțin să începem recitalul. Bucură-te! Bucură-te! Leagă-n al de iasămie, către care în roiuri fluturii coboară. Bucură-te, raza stelei din vecie, bucură-te, maică, pururea fecioară, dulcea mea. Bucură-te, floare, fără de prihană, albă, nopților de vară, spicul cel de aur, veșnic plin cu hrană, mirul care vindeci orice fel de rană. Bucură-te, maică, pururea fecioară, ploaia cea de mană, bucură-te, brazdă plină de rodire, munte sfânt în care s-a îngropat comoară. Bucură-te, cântec tainic de iubire, clopot de chemare, cântec de mărire, bucură-te, maică, pururea fecioară, blândă fericire. Bucură-te, mărul vieții care învie, pomul greu de roadă în plină primăvară. Bucură-te iarăși, țărm de bucurie, dintr-o care curge miere aurie. Bucură-te, maică, pururea fecioară, sfânta mea, felicitări! Mulțumim, zic eu așa. Poezia aparține scriitoarei Zorica Lațcu. Este o poezie care și cealaltă poezie pe care o voi interpreta au fost recitate de către Părintele Teofil. Zorica Lațcu a fost doctor universitar în Cluj-Napoca, profesor doctor universitar, ulterior a devenit călugăriță prin întâlnirea cu părintele Arsenie Boca. Ea este cunoscută ca Maica Teodosia. Și poezia pe care tocmai am spus-o se numește File de Acatist. Și aceste poezii fac parte dintr-un spectacol care este mai mare, care se numește Învierea din Iadul Deznădejdii. Și să sperăm că îl putem și duce, să-l putem dărui oamenilor. Superb și iată, foarte potrivit pentru această perioadă. Pentru această Paștere, perioadă le-am făcut. Pentru această perioadă, expre, da. Hai să ne spui un pic, să le spui oamenilor cum este viața de actor. Da. Făgărășenii cred că mă cunosc ca și nume, Camelia Varga. Filotea este numele de scenă. Filotea Varga este numele de scenă pe care l-am ales de curând, așa întorcându-mă în teatru, pentru că eu nu am făcut teatru, nu am o carieră artistică pe teatru foarte îndelungată. Am început acum ceva ani. Așa. Și am făcut presă multă, am făcut presă aici în Făgăraș, dar așa la începutul, când eram studentă.
chiar da. Când s-a întemeiat și televiziunea. Când s-a întemeiat televiziunea, pe atunci erau cei care conduceau televiziunea, era doamna Lucia Bachi și domnul Sorin Mânduc. Acum, printre cei care au rămas, este domnul Sandu Gherghel, care este directorul televiziunii. Da, el este. Îl și salut, că nu este aici, îl salut. Așa. Și eu m-am bucurat de echipa care m-a primit atunci și cărora le mulțumesc și acum, acestor oameni le mulțumesc foarte mult, pentru că acum întorcându-mă, să zicem, acasă, m-au primit la fel cu multă bucurie și de asta eu sunt chiar bucuroasă. M-au primit, eu zic așa, la început de drum și au încredere în mine. Iată, făgărășenii sunt oameni primitori. Sunt oameni primitori, da, și chiar le mulțumesc. Încă o dată mulțumesc lui Sorin Mânduc pentru că a fost foarte deschis cu mine. Cu multă bucurie m-a primit și am cunoscut, uite așa, prin el pe voi, de-aia am cunoscut o fată foarte ambițioasă. Îi spun fată, că e mai mică ca mine, dar este o fată foarte ambițioasă și cu perseverentă. Și aceasta este Diana Gribincea, directorul Casei de Cultură, care, uite, mă sprijină să pot să dăruiesc și eu făgărășenilor și nu numai, ceva din ceea ce pot eu să ofer. Trebuie să menționăm că Filotea Varga va avea proiecte și în Țara Făgărașului, nu doar în Făgăraș. Primul este duminică, 22 martie. Așa, 22 martie este la Viștea, în comuna Viștea, în cadrul festivalului Buna Vestire. Voi avea un mic moment de poezie religioasă. Îi mulțumesc domnului primar Florin Ioani, care m-a acceptat în cadrul festivalului. Pe această cale îi mulțumesc și doamnei Lucia Bachi și sper să fie un moment frumos. Aseară v-am văzut în emisiune. Da, am anunțat, am oferit toate detaliile despre acest festival care a ajuns deja, iată, la 10-a ediție, ediție aniversară. Da, aniversară. 15 coruri vor participa. Da, și vor cânta pricezne. Prin urmare, vă așteptăm acolo. Vorbea domnul primar de o actriță care va fi prezentă acolo. Eu mis, da. Așa că ne vom vedea pe 22 martie, da, dragi oameni ai țării Făgărașului. La Viștea de Sus, Căminul Cultural, începând cu ora 14. Începând cu ora 14, așa. Apoi, pe data de 7 aprilie, va avea loc un eveniment. Eu am înțeles că este pentru prima dată când are loc în Țara Făgărașului, în Făgăraș. Și este un eveniment care strânge patru culte. Romano-catolicii, greco-catolicii, ortodoxi și biserica evanghelică. Da. Așa. Unde se vor cânta, bineînțeles, cântece religioase, pricesne, se va vorbi despre înviere, despre însemnătatea învierii, a florilor. Despre săptămâna luminată, o să fie un eveniment minunat. Da, nădăjduiesc. Și acolo, bineînțeles, că voi fi prezentă, voi avea un mic moment în care voi recita tot poezie religioasă. Cred, acum să mă gândesc exact ce voi spune, tot așa Zorica Lațcu, Radu Gir și cred că și Nichifor Crainic o să aduc așa o bucurie, sper, celor prezenți acolo. Deci făgărășenii vă vor vedea și acolo. Evenimentul va avea loc în sala dietei din incinta, da, cetății Făgăraș. Da, este un eveniment organizat de Casa de Cultură, cum e ce vorbeam de frumoasa directoare, de Diana Gribincea, și bineînțeles de cele patru biserici. Am înțeles că Biserica Ortodoxă în acest an este reprezentată de Părintele Cornel Ursu de la biserica, adică de Biserica Sfântului Ioan Botezător, cu hram Sfântului Ioan Botezătorul, da, din Galați. Și vă așteptăm cu drag să vă bucurați pentru dumneavoastră și pentru noi, de ce nu? De asemenea, iată, aveți în martie, aveți în aprilie. Și mai am în și mai. Aveți și în mai. Așa. Mai am în mai, dar acolo e cu totul altceva.
Acolo este vorba despre un spectacol de revistă care se numește Vreau să mă mărit. Da, se numește Vreau să mă mărit, inițial s-a numit Hangița și bărbații, că totul a pornit de la textele lui Carlo Goldoni, mai special piesa Hangița. Și de acolo este o poveste drăguță cu texte pe care de revistă, bineînțeles, în care Hangița ar vrea să se mărite, dar își dă seama în căutările ei cum sunt bărbații, cum sunt femeile. Și bărbații sunt sensibili, delicați și cu toți amorezați, doar de ce frumos și delicat. Nu, ei stau în bucătărie, doar pe noi ne servesc. Deci așa. O texte. Lume așa cum s-ar dori orice femeie până la urmă. Sau mai multă ironie, nu știu, am vedea. Iar fetele noastre, bineînțeles, femeile sunt niște poame. Nu, o floare rară cum nu găsești în altă țară. Nu vrea haine de la mol, nici sandaluțe marca Șol, nu vrea fițe de paiață, de asta merge doar la piață. Sunt oricum, dar vom și cânta. Eu îi mulțumesc foarte mult domnului Marius Țeicu, a fost atât de drăguț și de generos încât nu m-am așteptat. Am întâlnit în București, pentru că eu în acest moment sunt în București, mă trec de la una la alta așa, am întâlnit oameni frumoși și acolo. Domnul Marius Țeicu, doamna Stella Popescu, care a fost atât de drăguță și mi-a dat prilejul să cânt un cântec pe care dânsa l-a lansat, Luță. O poveste a unei domnișoare care ce se întâmplă în București când întâlnește un băiat. Dar toate aceste lucruri eu vă invit pe data de 8 mai. La spectacolul Vreau să mă mărit. Dar poate o să mai vorbim, nu se știe niciodată despre acest lucru. Ce actori vor mai face parte din distribuție? Ca actori nu vor mai fi, nu vor fi, voi fi doar eu, dar voi avea alte surprize pentru spectatorii noștri, pentru că voi aduce în spectacol persoane care ne vor cânta, care ne vor interpreta muzică, eu sper și populară și ușoară. Dar o să vedem cum putem să le îmbinăm pe toate. Să iasă un spectacol frumos. Să iasă un spectacol frumos, care lumea să râdă, este un spectacol de umor, de muzică, foarte multă muzică și cu siguranță o să sper să placă. Cel puțin sper, nădăjduiesc. Dar în această meserie, alături de ce actor v-ar plăcea să vă aflați pe scenă? Mie mi-ar plăcea să fiu pe scenă cu un actor, indiferent care este, dar care să fie profesionist, de la care să pot să învăț. Eu această meserie o iau foarte în serios, în sensul că chiar dacă pare ușoară la prima vedere, este o meserie, dacă vrei să o faci bine și ca să aduci calitate, nu poți să o faci decât dacă ești foarte serios, să te axezi pe meseria ta, să ai cunoștințe, să înveți, să știi ce înseamnă. Eu îmi doresc să fiu alături pe scenă și de personalități mari ale teatrului, dar cunoscute sau nu, pentru că contează foarte mult să fii pe scenă cu persoane de la care să ai ce învăța. Așa este. Și iată, în meseria aceasta trebuie mereu să evoluezi, să îți îmbunătățești stilul. Și acum întrebarea ar fi, dacă nu aveți la dispoziție o înregistrare video sau fotografii, cum vă îmbunătățiți stilul artistic? Simțiți o, nu știu, poate trebuia să fac altfel, poate nu a fost bine. Cum? Eu mă uit la mine. Eu întreb. Când știu că nu mă pot vedea, întreb persoana care am încredere. Eu trebuie să vă spun că persoana în care este cel mai bun critic al meu, în care am și încredere, este mama mea. De asta doresc să vină la spectacolele mele. A venit, eu am fost și la Turda, dragii mei, o să vă povestesc dacă mai e vreme. Mai avem puțin timp. Puțin timp, da. O să vă povestesc așa puțin traseu. Chemam pe mama să vadă
spectacolul înainte ca să pot să-mi dau seama sau la premieră să-mi spună unde nu i-a plăcut. Nu este un profesionist, dar eu pentru mine contează foarte mult părerea spectatorului. Nu trebuie să fie un profesionist. E important să simtă, pentru că omul simte dacă eu îi transmit ceva fals. Și atunci i-am spune, mă, uite, acolo am simțit că nu mi-a plăcut, nu știu, trebuie ceva acolo, dar nu știu ce. Mi-ar plăcea să te simt altfel, mi s-a părut că ești așa. Sau îmi spune lucrurile bune. Am alt spor în ce fac. Da, e o părere sinceră, părerea unei mame, sigur că da. Da, e un bun critic. Mama mea n-a vrut niciodată să fac această meserie. Și, dar pe ultima 100 de metri, să zicem, a fost cea care m-a susținut și le mulțumesc părinților mei, pentru că nu oricine te poate ajuta așa cum au făcut-o ei. Și mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi că sunt fata lor. Nu știu ei dacă acum sunt fericiți că m-au pe mine, că eu totdeauna le spun, eu sunt cât 10 copii pentru voi. Dacă nu ați avut copii mulți, nu-i nimic, că eu fac cât ei toți la un loc. Pentru că eu am luat-o de la capăt. Eu... De-aia a fost o carieră tumultoasă, nu doar în actorie, ci în presă. Am avut, hai să spunem, eu nu știu dacă este o carieră. Am făcut multe, poate nu foarte multe, dar am încercat în ce am făcut să-mi fac treaba bine. Pentru mine asta este cel mai important. Pentru mine asta înseamnă să învingi în această viață. Apropo de un titlu al emisiunii pe care l-am avut, o emisiune pe care am prezentat-o, pe care am realizat-o în Brașov, Alege să învingi, înseamnă să faci treaba bine. Să pui suflet. Să pui suflet. Să fii profesionist. Să nu-ți pară rău pentru am făcut-o așa de mântuială, numai să fie făcută. Sau, de exemplu, nu sunt de acord doar să apar la televizor, să fac ceva în care nu cred. Trebuie să cred. Adică am un mesaj pentru cineva, că altfel mă duc acasă și mă uit în oglindă. Nu este absolut nicio problemă, nu trebuie să mă văd la televizor. Am un mesaj pentru telespectatorul. Eu iubesc pe oameni și sper să am puterea să iubesc din ce mai mult, cu cât sunt lovită mai tare. Păi iată, în meseria aceasta, fără iubire față de oameni, nici nu am putea activa. Nu se poate activa, face meserie. Se poate. Pentru oameni. Suntem pe scenă, suntem la televizor, pentru ei în primul rând. Să le oferim un spectacol minunat. Eu îmi doresc, am ajuns să mă rog, fiind în București, e necunoscând pe nimeni, absolut pe nimeni, nu știu cum am ajuns, deci nu mai știu ce-i cu mine, așa, am avut un puseu de curaj, așa. M-am rugat să fiind o luptă permanentă acolo, cum să zic, fiecare crede că poate, nu știu cum să zic, fiecare are locul lui oricum. Nimeni nu ia locul nimănui. Fiecare are locul lui, așa cum e rânduit de Dumnezeu, dar fiind o agitație permanentă, luând-o de la capăt, m-am rugat să-mi păstrez naivitatea, inocența. M-am rugat, pentru că fără asta și fără iubirea față de oameni, nu se poate face meseria asta, oricum. Așa este și e important să nu uităm cine suntem, de unde am plecat, să nu ne schimbăm în niciun fel. Ar fi minunat. Deci meseria de actor este o meserie grea, dar frumoasă. Acum aș vrea să vă întreb la castinguri cât de greu este. Cum este atmosfera? Cum sunt emoțiile? Băi, mergând la atâtea castinguri, nu mai ai emoții. Chiar atâtea. Devine obișnuință. Devine obișnuință și la castinguri e altceva, la reclame în special, că la film mai greu intri în... Sunt grupuri și grupuri. Și se știe și nu se știe. Și trebuie să fii de acolo ca să poți să participi. Eu n-am făcut nici facultatea în București, am făcut-o la Târgu Mureș. Deci pentru mine totul a fost nou. La castinguri e dacă îi place omului mutra ta sau nu. Asta e tot. Dacă ești potrivit pentru rol. Ești potrivit pentru rol sau nu. Și sunt eu o paletă largă de actori și neactori și e așa, cum să zic, îmi place să fac și reclame, să zicem, dar nu mă omor, ca să fiu sinceră. Pentru că omul deja te recunoaște după un anumit traseu pe care ți-l faci. E mai greu ce aleg eu să fac.
dar dacă reușesc, este numai mâna lui Dumnezeu, nu a mea. Acum am convins mai mult decât oricând. Meseria de actor, pentru mine cel puțin, nu este grea. Că o fac, cum să zic, nu e ceva ce... E muncă. Munca în sensul că ești acolo să faci textul, să-ți dai seama ce vrea să zică, tu să-ți cauți tot, că-ți pui sufletul pe tavă, adică toate sentimentele. Dar ce e greu să duci tot tumultul din jurul tău. Dar vi s-a întâmplat să faceți și compromisuri în această meserie, să acceptați un rol cu care nu erați de acord doar de dragul de a fi pe scenă sau pentru că ar fi fost benefic pentru carieră? Să mă dezbrac pe scenă, de exemplu, este un lucru pe care nu-l pot accepta. De ce? Înțeleg, eu n-am nimic cu nimeni. Dar eu cred că am limitele mele în care nu pot să trec de ele, pentru că nu-i găsesc sensul. Dar eu știu că totul se poate face pentru că există o motivație în spate. Nu aș accepta să mă dezbrac pe scenă sau într-un film, pentru că n-ar mai fi actrița Filotea Varga, ar interveni foarte mult omul Camelia Varga. Deci m-a făcut disociere. Deci, Varga și Camelia Varga sunt două persoane complet diferite, într-un fel sau altul. Se trepătrund amândouă, că fără Camelia, Filotea n-ar putea să facă față. Filotea, nu e vorba de schizofrenie, acum eu sunt și psiholog. Am lucrat 8 ani în cadrul Direcției pentru Protecția Copilului din Brașov, timp în care am colaborat și la televiziunea TVS din Brașov, unde acolo am făcut emisiunea Alege să învingi, poate telespectatorii își aduc aminte. M-am tuns între timp, scurt, băiețește. Dar acolo am lucrat doar 4 ani ca psiholog, 4 ani ca asistent social. Încă un om la care vreau să-i mulțumesc, se numește Luminița Olteanu. Un om extraordinar, din punctul meu de vedere. Pentru mine, cel puțin. Sunt o mână de oameni care m-au sprijinit atunci când nu m-au așteptat, când nu m-am așteptat. Când mi-a fost mai greu, au venit așa, eu îi consider îngeri. V-au ajutat să vă definiți ca om, ca actor, ca profesionist? Mi-au dat o mână de ajutor. Mi-au dat o mână de ajutor și asta este tot. Și eu după 10 ani de pauză, deci eu am lucrat în Timișoara ca actriță după terminarea facultății în Târgu Mureș, imediat mi s-a ivit ocazia și am fost în Timișoara, mi s-a propus, mi-a mers foarte bine, dar pe mine m-a speriat, eu eram tare crudă așa, m-a speriat meseria aceasta, nu eram pregătită și am renunțat. Și m-am întors acasă. Am lucrat în presă, aici în Făgăraș, după aceea am luat drumul Brașovului și așa am ajuns în Brașov. Și după 10 ani, tocmai datorită acelei emisiuni, Alege să învingi, în care am întâlnit oameni, foști deținuți politici, preoți, oameni care au fost bolnavi la pat, care nu se mai pot ridica. Tot felul de cazuri. Și care au o forță în ei. Și eu am întrebat, ce v-au determinat să mergeți mai departe? Și mi-au zis, credința că pot să fac un anumit lucru, dar cu demnitate și cu puterea de a merge mai departe cu credință că pot să fac lucrul ăla. Apoi să și spune, crede că poți și vei fi la jumătatea drumului deja. Și când am zis, când ești jos, când toți te umilesc, când nu ești un nimic, ești un nimic în lumea asta, pentru ceilalți, ce te face să mergi mai departe? Și au zis, credința în Dumnezeu. Și credința că ceea ce am eu să de făcut, știu că crezul meu, cu ăla merg mai departe și pot să reușesc. Misiunea mea în viață, să știu că n-am trecut degeaba. Așa este. Credința este foarte importantă. Credința este importantă. Ați fost psiholog, ați lucrat în presă, acum actor. Care dintre cele trei vreți să o aveți pentru tot restul vieții, din punct de vedere profesional? Care meserie? Ce simțiți că o să faceți? Asta v-am spus, că după 10 ani eu m-am întors în teatru. Din fericire a fost un concurs la Turda și am mers până acolo. De acolo m-am mutat după un an de zile în București. Am avut un contract cu o televiziune metropolitană, adică în mai multe județe emite acolo, cu o emisiune de copii.
Dar am plecat în București cu gândul să fac teatru. Deci teatru este alegerea. Nu a fost ușor. Nu este ușor. Eu am o vârstă și atunci... și nu că eu am o vârstă. E greu să o iei de la început. Și e greu să fii susținut. De asta le mulțumesc părinților mei că mă susțin. Fără ei, eu nu aș fi putut să stau în București. Fără ei, eu nu aș fi putut să rezist psihic acolo. Într-adevăr, este greu să o iei de la capăt, dar îmi imaginez că este și mai greu să te întrebi restul vieții cum ar fi fost dacă. Așa e. Și vreau să vă zic ceva. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu de mică, pentru că fratele meu este preot. Este preot în Cața. Părintele Gheorghe Varga. De asta nici nu s-a dorit să fiu eu actriță. Deci, dar, cum să zic eu, așa m-am... acum mi-am pierdut ideea. Am vrut să fac această... așa, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. De mică. Prin ceea ce mi s-a spus, pentru că părinții m-au dus la biserică, pentru că mi-au dat o viață echilibrată. Dar eu nu l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu din mine, cât poate, până nu am ajuns la foarte greu. Iar în București mi-a fost foarte greu. Și în restul timpului, dar acolo parcă am spus că anul acela, un an jumătate de când sunt în București, parcă au trecut 10 ani peste mine. Am obosit. Dar atunci l-am cunoscut și l-am cunoscut pe Dumnezeu așa, cu efectiv, parcă m-a luat de păr și m-a scos. Efectiv, asta a fost. Care e drumul meu? Nu știu. Dar știu că eu unde mă simt cel mai bine, unde știu că mă simt liberă și că pot uita de tot, este pe scenă. Dacă și Dumnezeu este în acord cu mine, atunci totul, este, totul este bine, înseamnă că mi se vor deschide ușile potrivite. Dacă nu, tot Dumnezeu îmi va rândui ce am de făcut. Da, ce e mai bine pentru fiecare știe doar Dumnezeu. Putem noi să facem planuri, dar degeaba. Ce are El nevoie, dacă El are nevoie de mine și dacă eu pot să dăruiesc, așa cum zic eu, bucuria de la El oamenilor, atunci, cu toată dragostea, iată-mă, aici sunt. Din păcate, timpul nu ne mai permite. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine, de telespectatori. Eu vă mai aștept și cu alte ocazie. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, colegilor, că au fost foarte drăguți. Și încă o dată mulțumesc și încă o dată să vă aducem aminte pe 22. Pe 22 martie, duminică, la Viștea, de sus. Festivalul de Pricezne. De la ora 14, pe 7 aprilie la sala dietei, tot ceva eveniment religios, foarte potrivit pentru post, pentru credință. Și dacă vreți și veselie, pe 8 mai vă așteptăm. La Casa de Cultură. La Casa de Cultură, da. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați fost alături. Eu să vă rog să mai rămâneți încă câteva minute pentru a asculta un nou recital de la invitata mea, de la Filoteia Varga. Eu sunt Anca Balaban, vă doresc o seară liniștită. Grăita mieri prin lacrimi cu Domnul pentru gândul nesfințit de noi. Tu fața cu silă de la noi. Și cum mai curată stăpâne n-oferești, în tine omenească să nu ți-o murdărești. Cum poți să suferi, Doamne, miros?
miros de putregai când ai tămâia dulce. Cum suferi bezna noastră, tu, soare strălucit. Cum poți să rabzi ocara, tu, Domnul preaslăvit. Și cum, fiind căldura iubirilor cerești, în inima mea rece, tu vrei să locuiești? Cel care locuiești cu mari luminători în iadul meu, stăpâne, cum vrei să te cobori? Ca Petru, an de rândul te-am izgonit mereu. Cerul în iadul meu spurcat, cu pasul tău pe mine de tot mai curățit, cu raza ta tot chipul tu mi l-ai strălucit, cu focul tău pe mine cel rece m-ai aprins și peste sărăcia mea goală ai întins un colț al hainei tale și m-ai făcut bogat, mi-ai dat inel, coroană, porfiră de împărat, mi-ai încăput în suflet tu, cel neîncăput, și sufletul meu, iată, tu cer nou l-ai făcut în sufletul meu astăzi. Însuți locuiești cu Maica preacurată, cu cetele-i cerești, și pentru toate acestea, Iisuse prea iubit, în cerul nou din suflet, să fie în veci.